Capitolul 5 Era o zi neplăcută de iarnă. Stăteam în pat, în convalescență, după o gripă. Mă simțeam plictisită. Citisem nenumărate cărți. Jucam bridge de una singură. Mama tocmai venise să mă vadă. De ce nu scriu o poveste? Mi-a sugerat ea. Să scriu o poveste? Da, cam merge. Nu cred că aș fi în stare. De ce nu? Orea că nu a exista niciun motiv ca să nu poți, excedând doar faptul că. De unde știi că nu poți? Nu a încercat niciodată. Era just. A dispărut dintr-o dată, cum era obiceiul, și a reapărut 5 minute mai târziu, cu un caiet în mână. Sunt doar câteva liste de rufe primite de la spălătorie. Pe restul paginilor nu e nimic scris. Poți să-ți începi povestea acum. Când mama avea de gând să te pună să faci ceva, nu se putea să nu asculți. Am ridicat în capul oaselor în pat și am început să mă gândesc să scriu o poveste. În orice caz, era un lucru mai bun decât tot ce făcusem până atunci. Nu mai pot aminti acum cât timp mi-a luat. Cred că nu prea mult. Mi se pare că în seara zilei următoare o terminase. Am început și o voință atac, diferite teme, apoi le-am abandonat și, în cele din urmă, m-am simțit total cufundat în ceea ce scriam și mergeam mai departe, în mare viteză. Era extenuant, nu-mi făcea bine la starea mea de convalescență, dar era și foarte palpitant. Mă duc să scot mașina de scris a lui Merge și atunci pot să o dactilografiezi. Am citit această novelă a mea mai zilele trecute. Se intitulează Casa frumuseții. Mi se pare, în general, destul de bună. Primul lucru pe care l-am scris și care promitea ceva. Desigur, era un scris de un amator, reflectând influența cărților citite cu o săptămână înainte. Asta e ceva ce cu greu poți evita când începi să scrii. Atunci îl citisem tocmai pe D. H. Lawrence, mi-amintesc că șarpele cu pene, fii și amanți, ca și păunul alb, erau printre cărțile mele preferate. Mai citisem și unele cărți de o scritoare, Everard Coates, a cărei stil îl admiram foarte mult. Această primă novelă era prețioasă și scrisă astfel încât era greu să știi exact ce voia autoarea. Și deși stilul era imitat, vădea o oarecare imaginație. După asta am scris și alte novele. Chemarea aripilor, bunișoară zeul însingurat, inspirată din lectura cărții Orașul absurdităților frumoase, regretabil de sentimentală, un dialog scurt între o femeie surdă și un bărbat nervos la o recepție și o poveste plină de groază despre o ședință de spiritism pe care am rescris-o mulți ani mai târziu. Am dat dactilografiat toate aceste novele la mașina lui Madge, marca Empire, și le-am trimis plină de speranță pe la diferite magazine, alegând de fiecare dată alte pseudonime, așa cum mi se năzărea. Mac, își spunea Austin Miller, eu mi-am spus Mac Miller. Apoi mi-am schimbat numele în Nathaniel Miller, numele bunicului. Nu prea speram eu că o să am succes și nici nu am avut. Nuvelele mele se întorceau toate repede cu obișnuitul răspuns: Redactorul regretă. Atunci le trimideam din nou la alte reviste. Mă hotărâsem de asemenea să încerc să scriu un roman. Am pornit la lucru, Senina. Acțiunea urma să se petreacă la Cairo. Aveam în minte două intrici separate și nu puteam să mă hotărăsc la care să mă opresc. În cel din urmă, după puțină ezitare, m-am decis și am început. Subiectul îmi fusese sugerat de trei persoane pe care le tot priveam în restaurantul de la hotelul din Cairo. Era o fată atrăgătoare, de fapt nu chiar o fată, căci trebuie să fie avut vreo 30 de ani, și în fiecare seară după dans venea și supa cu doi bărbați. Unul era un bărbat nasiv, cu părul negru, capitan în regimentul 60 de carabinieri, celălalt un tânăr înalt, blond, în regimentul de gardă. Poate să fi fost cu vreun an sau doi mai tânăr decât ea. Stătea unul în stânga, altul în dreapta fetei și ea îi ținea mereu în alertă pe amândoi. Știam cum îi cheamă, dar nu am aflat niciodată prea multe despre ei, deși cineva a făcut-o observația, va trebui până la urmă să se hotărască pe care îl vrea. Asta a fost suficient pentru imaginația mea. Dacă aș fi știut mai multe despre ei, cred că nu aș fi dorit să mai scriu ceva. Așa cum stăteau lucrurile, am fost în măsură să scriu o poveste excelentă, probabil foarte diferită de caracterele lor, de acțiunile lor sau de orice altceva ai privea. După ce am scris câteva timp despre asta, m-am simțit nemulțumită și m-am îndreptat spre celălalt subiect. Acestea era mai vesel și cu personaje amuzante. M am făcut însă greșeala să mă încurc cu o, o eroină surdă. Nu știu de ce, Oricine poate manevra cu rezultate foarte interesante un personaj orb, dar când e vorba de unul surd, nu e chiar atât de ușor, pentru că, așa cum am descoperit curând, de îndată ce ai descris care sunt gândurile și credințele și ce își spune lumea despre el, rămâne fără nicio posibilitate de conversație și toată acțiunea stagnează. Biata mea, Melanie, a devenit așadar cât se poate de insipidă și de plicticoasă. M-am reîntors la prima mea încercare, dar mi-am dat seama că nu aveam suficient material pentru un roman. În cele din urmă m-am hotărât să împreun cele două subiecte. De vreme ce cadrul era același, de ce să nu am două intrigi în aceeași carte? Plecând de la aceasta, am izbutit în cele din urmă să-i dau romanului meu lungimea necesară. Împovrată de o intrigă prea mare, treceam nebunește de la un grup de personaje la altul, amestecându-i uneori unii cu alții. L-am intitulat, nu știu de ce, Zăpadă în deșert. Mama mi-a sugerat cu o oarecare ezitare că aș putea să-l rog pe Aden Philpotts să mă ajute sau să mă spătuiască. Aden era pe atunci în culmea gloriei. Romanele lui despre Dartmoor erau celebre. Se întâmpla să fie vecin și prieten al familiei. La început mă jenam, dar până în cele din urmă am fost de acord. Aden era un om ciudat, cu o față mai mult de faun decât de om obișnuit. Un chip interesant cu ochii alungiți în sus. Suferea foarte tare de gută și, adesea când ne duceam să-l vizităm, îl găseam cu piciorul înfășurat în multe bandaje, sprijinit pe un scăunel. Nu putea suferi viața de societate și aproape nu ieșea niciodată. De fapt, nu îi plăcea să vadă lume. Soția lui, pe de altă parte, era foarte sociabilă. O femeie elegantă, fermecătoare, care avea mulți prieteni. Aden Philpots ținuse foarte mult la tata și ținea de asemenea și la mama, care rare ori îl plictisea cu invitații, dar îi plăcea să admire grădina cu multe plante și arbuști rari. A declarat că, bineînțeles, va citi încercarea literară a Agafei. Cu greu sunt în stare să-mi exprim gratitudinea față de el. Ar fi putut foarte ușor să rostească unele cuvinte la întâmplare, cu observații critice justificate și să mă descurajeze eventual pentru toată viața, dar nu. El a vrut să mă ajute și a dat seama perfect de bine cât de timidă eram și cât de greu mi era să vorbesc despre ceea ce scrisesem. Mi-a trimis o scrisoare conținând sfaturi foarte bune, unele din lucrurile pe care le-ai scris sunt excelente, spunea el. Ai un simț ascuțit pentru dialog. Trebuie să te menții la un dialog natural, vesel. Încearcă să elimini toate părțile moralizatoare din romanele tale. Ți prea mult la ele și nimic nu-i mai plictisitor de citit. Caută să lași personajele de unele singure, așa încât să poată vorbi ele, în loc să te precipiți mereu, spunându-le ce trebuie să grească sau să explici cititorului ce vor să spună prin cuvintele lor. Asta trebuie să o descopere numai cititorul, ai două subiecte. E o greșeală a începătorilor. În curând o să-ți dai seama că nu trebuie să-ți risipești subiectele cu atâta mărinimie. Îți trimit o scrisoare către agentul meu literar Hugh Massey. O să-ți niște observații și o să-ți spună ce șanse ai pentru ca romanul să fie acceptat. Mă tem că nu-i chiar așa ușor să-ți accepte un prim roman, așa că nu trebuie să fii dezamăgită. Aș vrea să-ți recomand mai multe lecturi pe care sunt sigur că le vei găsi utile. Citește Confesiunile unui opioman de Quincy, aceasta îți va îmbogăți enorm vocabularul. Folosește unele cuvinte foarte interesante. Citește apoi povestea vieții mele de Jeffries pentru sentimente și descriere de natură. Nu mai țin minte acum care erau celelalte cărți. O culegere de nuvele din care mi-amintesc una despre un ceainic. Mai era și un volum de Ruskin, care nu mi-a plăcut deloc, și alte câteva. Nu știu dacă aceste lecturi mi-au făcut vreun bine sau nu. În orice caz mi-au plăcut foarte mult Quincy și nuvelele.